Păi polițiști, eu la cine să mă adresez? Când vă agresați, cine? Polițiștii care de la sectorul Bulgar 40. Când vă agresați, azi noapte? Da. Cum? Deci verbal și fizic. Adresați-vă la procuratura municipiului Chișinău. Apropiați-vă, depuneți o cerere. Dar mi-au spus polițiștii că au zis că poate să mă duc să iau de pe ea. Tot ce s-a filmat, au registrat acolo, se registrează în comisariat, da? Eu n-am așa informații. Dar cine poate să-mi dă așa informații? Nimeni. Adică nu pot, adică ca cum ar fi să am probă, adică ca cum ar fi că într-adevăr s-a întâmplat ceea ce spun, adică să nu fi că eu spun ceva, minciuni, ceva, știți cum, ca să fie înregistrat, adică nu știți cine poate să-mi dă așa informații. La ce telefon pot sun să-mi dă informații dacă în comisariat lucrează camera de video? Care camera de video? De unde? Știți că în comisariat doar este acolo un punct, este o cameră video care înregistrează tot ce s-a întâmplat în comisariat. Între polițiști și reținut. Nu știu, prima dată aud așa ceva. Dar la noi, Moldova, nu sunt comisariate de videocamere care se filmează, adică tot ce se întâmplă, adică de fel de poate cineva... Domnule, eu nu știu, vă îmbrăc încă o dată, eu prima dată aud așa ceva. Deci? Informația eu nu pot să vă dau. Vă spun că ea este și ea nu, eu nu pot să vă spun, pentru că eu nu știu. Da, e ca de pildă, eu sunt o persoană care eu nu știu la ce să mă adresez. Știu că la 902, când sună asta, dumneavoastră sunteți, adică la dumneavoastră oamenii sună când au probleme, da? La dumneavoastră. Da. Da, și e ca eu vă sună la dumneavoastră, dar dumneavoastră, ce sfat îmi dată, adică cine pot să sunt eu? Dumneavoastră ați spus unde trebuie să vă adresați dacă v-au agresat polițiști. Eu v-am urmărit unde trebuie să vă adresați, la Procuratura Municipiului Chișinău. Păi da, dar mi-a dat un sfat, un prieten, să mă duc să eu, să cer, scriu comisariat, să-mi dă video de înregistrare din ziua asta. Dar nu e așa ceva video de înregistrare, nimeni așa ceva nu o să vă dă. Prima dată aud că să fie video de înregistrare. Telefonați în centru 272257 pe serviciu, întrebați-vă. Dar în centru la cine? Tot la Bulgar 40? Da. Tot la dânsul, adică sunt, dar ei nu o să vrei să-mi dă, adică eu... Întrebați dacă la dânsul este video, eu prima dată aud că să fie în comisariat video. Pentru că eu când am sunat odată, așa când m-au agresat, eu am sunat la dumneavoastră și am vorbit necenzurat. Din cauza lor, înțelegi? Din cauza la poliție. Și am vorbit necenzurat cu domnișoară și s-au înregistrat și pe urmă m-au luat și m-au reținut. Domnule, nu schimbați, vă rog, când vorbiți pe telefon, înregistrare telefonică e. Dar nu este, dumneavoastră acum vorbit despre înregistrare video. Nu, apășele video, de telefonică sunt diferite. Eu înțeleg, domnișoară, dar eu am în vedere că eu vă spun că înregistrarea la dumneavoastră, eu știu că dumneavoastră, da, o aveți înregistrată, telefonică. Dar eu am vorbit de comisariat, de videocamera de comisariat, asta e altceva. Eu vă spun pur și simplu că eu am fost judecat, de pildă, am fost judecat pentru că i-am agresat verbal pe polițiști. Și în ziua aceea, deci, am avut judecată și tot în ziua aceea m-am închis la penitenciarul numărul 310 zile. Deci oamenii care agresează verbal se închid în pușcărie ori se închid în KPZ? Domnule, informația juridică este jurist, apropiat și dacă vreți să primiți, eu nu pot vă ofer dumneavoastră informație juridică. M-ați întrebat la întrebări, eu v-am răspuns. Sfat, pentru că eu n-am bani să mă apropie la juriști, eu pur și simplu dau un sfat. Eu tot pot vă dau dumneavoastră un sfat, eu pot vă da un sfat și care dumneavoastră nu o să vă placă sfaturile. Dar de ce nu sunt plac? Doar dumneavoastră lucrați în organ de poliție, eu așa înțeleg. Adică ce să-mi dați un sfat ca la o persoană civilă? Care sfat? Noi nu oferim sfaturi, domnule. Dar vreau să cer înregistrările de telefon la dumneavoastră, de pildă, care am sunat eu la dumneavoastră, de pildă, ca din ziua aceea, când v-am sunat la 902. Eu pot să mă apropie la dumneavoastră, la cine să mă apropie eu, ca să cer chemările mele de telefon, care le-am făcut de pe telefonul meu? Când? Mai înainte, când am avut problema aceea, care când m-am închis la penitenciar. Data 23 noiembrie, dacă nu mă înșel. 23 noiembrie? Da, 23 noiembrie. Deci, de pildă, că eu vreau să vin, scriu să cer toate chemările mele de telefon care am sunat la 902. Toate chemările și... A mele, da, că atunci am chemat de 3, 4, 5 ori. Se păstrează de 3 luni, domnule. Peste 3 luni ele automat se șterg. Se șterg de înregistrările, da? Nu, da, păstrarea de 3 luni, acum am... Păi, dar dacă merge judecat acum, ele nu se păstrează, doar judecata... Domnule, eu vă rog, dumneavoastră acum la concret, ce doriți? Am dat foarte multe întrebări care n-are niciun rost. La concret, ce eu pot să vă ajut? Dacă merge judecata, ele se păstrează? Eu nu pot să vă spun, noi nu oferim informații. Vă apropiați aici, este șeful unității de gardă, poftim, discutăm cu dumneavoastră. Dar unde se mă apropie? Tighina 6. Tighina 6, da? Și pe cine să vin? Șeful unității de gardă.
Mulțumesc frumos. Poftim. O zi bună.